S-a lăsat cu descindere în sudul țării. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în dimineața de 2 septembrie la Centrul Militar Teritorial din Găgăuzia. 3 persoane sunt cercetate în 2 dosare de trafic de influență și corupere pasivă. Este vorba despre 2 șefi de secții ai centrului, dar și un intermediar. Potrivit datelor preliminare, indivizii ar fi implicați în mai multe episoade când ar fi primit diferite sume de bani de la recruți pentru a nu-i înrola în armată. Mai exact, șeful secției Resurse Umane al centrului susținea că ar avea influența asupra șefului de la Încorporare și Mobilizare și că l-ar putea determina să elibereze doritorii de serviciul militar obligatoriu, ori să nu-i atragă la răspundere pe cei care se eschivează de la serviciul militar în termen. Pentru acest favor, suspectul pretindea sume de până la 1000 de euro, bani ce erau transmiși prin intermediar. În urma perchezițiilor desfășurate de CNA, șeful secției Încorporare și Mobilizare a CMT Găgăuzia, șeful secției Resurse Umane al aceluiași centru, dar și intermediarul au fost reținuți pe un termen de 72 de ore. Până la o decizie definitivă de judecată, suspecții se prezumă a fi nevinovați.